Afaceri de succes finanțate prin fonduri europene nerambursabile în comunitățile rurale din Ialomița și Brăila. Proiectele îndrăznețe sunt obținute prin măsurile de finanțare a grupului de acțiune locală Danubius Ialomița Brăila și urmăresc dezvoltarea comunităților locale, creșterea nivelului lor de atractivitate și crearea de noi locuri de muncă. 5 astfel de proiecte s-au dovedit eligibile și au obținut o finanțare de 40.000 de euro fiecare. 2 dintre acestea vor fi realizate în județul Brăila, iar celelalte 3 în Ialomița, la Giurgeni, Luciu și Gura Ialomiței. Am reușit să terminăm banii pe măsura non-agricol și să reușim să și încasăm avansurile în momentul ăsta în sumă de 117.000 de euro. Printre beneficiari se află și Mirela Ionela Drăgănică, farmacist de profesie, tânăra și-a dorit să pornească o afacere în domeniul cosmeticelor bio la Luciu, iar acum visul său a devenit realitate. Cei 40.000 de euro obținuți prin măsura de finanțare a GAL Danubius Ialomița Brăila de creare de noi activități non-agricole în mediul rural o vor ajuta să achiziționeze echipamentele și aparatura necesare producerii cosmeticelor din ingrediente organice. Drăgănică Mirela Ionela I, comuna Gurea Ialomiței, județ Ialomița, a fost selectată cu 85 de puncte. Își propune prin proiect înființarea unei activități de manufacturare a produselor cosmetice. Se vor achiziționa prin proiect utilaje și echipamente, dar și materiale necesare fabricării produselor cosmetice. Prin proiect se vor angaja 2 persoane, de asemenea a semnat contractul de finanțare, a depus cerere de plată la Asociația GAL Danubius. Proiectul meu este cu fabricarea produselor cosmetice, manufacturate. Asta înseamnă că le produc manual. În facultate de farmacie m-am pregătit pentru crearea produselor, nu numai cosmetice, cât și de uz intern. Da? Și după ce am terminat facultatea, chiar și în timpul ei, am zis ce ar fi să încerc și o să fac niște produse cosmetice. Din aproape în aproape am văzut că acestea au și cerere pe piață, deci pe lângă prieteni și cunoștințe, au fost și oameni care nu m-au cunoscut și au fost interesați să le folosească. Cererea a devenit din ce în ce mai mare și observam că trebuie să mă extind. Acest lucru era imposibil, deoarece aparatura era foarte scumpă și tot ce necesita, etichetele, deci practic să pun afacerea pe picioare. Atunci m-am gândit ce ar fi să accesez niște fonduri europene și să fac visul să devină realitate. Am încercat pe site-ul Marea Fir, însă nu am avut succes, deoarece acolo producția nu era foarte bine cotată. Și am avut șansa, da, de a încerca la GAL, cărora le sunt extrem de recunoscătoare, pentru că pe lângă susținere, sfaturi utile, ne-a oferit șansa de a îndeplini visul. Un alt proiect care a obținut finanțare nerambursabilă este cel al soților Ignat din localitatea Frecăței Brăila, care își propun să dezvolte o afacere în domeniul turismului local. Ignat Iuliana Pefea, comuna Frecăței, județul Brăila, a fost selectat cu 85 de puncte, ulterior după erata dată la raportul final 75 de puncte, își propune prin proiect rezervarea și asistența turistică, și își achiziționează în acest scop mobilier multifuncționare, calculator imprimant, aparat foto, videoproiector. Se vor realiza materiale de publicitate vizuală, broșuri, pliante, calendare, hărți turistice, agende. Prin proiect am angajat 2 persoane, a semnat contractul de finanțare, a depus cererea de plată la Asociația GAL Danubius. Ne-am propus prin acest proiect să comercializăm un procent de cel puțin 50% din serviciile oferite, având ca obiective specifice întărirea capacității de administrare a activității, creșterea competitivității și crearea de locuri de muncă. De ce această afacere? De ce acest cod ca el? Câteva motive pentru care am ales acest cod ca el: expansiunea pieței turismului în prezent, cererea crescută pentru weekenduri prelungite, investiții relativ reduse, dezvoltarea în ultimii ani a agroturismului, precum și resursa turistică a celor 2 județe, Brăila și Ialomița. Este un proiect foarte frumos și eu m-am bucurat că se face un astfel de investiție la noi în teritoriu, pentru că Ialomița și Brăila este un teritoriu frumos, pitoresc, de-a dreptul, și dacă ai răbdare, poți vedea lucruri extraordinare, plus care și oameni foarte gospodari și foarte pricepuți și diversificat ca și activități.
La Giurgeni, în Ialomița, va fi înființat un atelier de țesut, cusut și împletituri din fibre vegetale, derulat de Galdanubius Ialomița Brăila prin proiectul Rural Creativ. Secer Rural Creativ SRL, altă societate din Comuna Giurgeni, județ Ialomița, selectat cu 70 de puncte. Își propune prin proiect înființarea unui atelier de țesut și de realizat împletituri din fibre vegetale. Se va dota atelierul cu echipamente și mobilier pentru fabricarea de produse tradiționale de țesătorie și produse împletite în vederea confecționării de țesături, carpete, pături, huse, ștergare, coșuri, rogojiri. De asemenea, prin proiect se vor angaja 2 persoane, a semnat contractul de finanțare și a depășit de plată. Sper ca împreună să reușim să cheltuim toți cei 6,2 milioane de euro. Galdanubius Ialomița Brăila este cel mai mare grup de acțiune locală din România și numără 29 de localități din județele Ialomița și Brăila.